În urmă cu 3 ani de zile, când împreună cu un grup de colegi am înființat Partidul Liberal Democrat din Moldova, obiectivul nostru era să salvăm țara de guvernarea comunistă și să le redăm concetățenilor noștri libertatea. Și noi am reușit. Moldova fără Voronin, Moldova fără comuniști. Moldova fără Voronin, Moldova fără comuniști. Moldova fără Voronin, Moldova fără comuniști. Și să le transmitem un mesaj foarte clar comuniștilor, acestor guvernanți ingrați, criminali, că poporul Republicii Moldova nu le este frică. Un mic anunț. Stimați colegi, mă refer în primul rând la deputații din fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor. Să nu încercați și vă rugăm să boicotați ședința zilei de astăzi. Oamenii, iată cultura și ceea ce poate să facă acest om. În cazul în care asta își trebuie de auzit. Momentului în cadrul alianței. Vă mulțumesc. Vă rog prezentați starea în care se află conducătorul Partidului Comuniștilor, inclusiv psihică, lasă de dorit. Eu m-am așteptat la foarte multe lucruri din partea dânsului, dar ieșirea de astăzi mie mi se pare că este ieșită din orice limită. Însă vreau să-i transmit pe această cale lui Voronin un mesaj. Nu mi-a fost frică de dânsul, nu-mi este și cu atât mai mult nu-mi va fi. Toate aceste mesaje de amenințare, într-un limbaj de criminal ordinar, nu face decât să îmi întărească convingerea că atunci când am lansat ideea că Moldova are perspectivă doar fără Voronin și fără comuniști la guvernare, a fost una justă și acum este una și mai necesară. Sunt sigur că putem trăi mai bine. Acesta este angajamentul meu pentru Moldova fără sărăcie. Mergem cu pași siguri spre Europa, asigurând o viață mai bună pentru toți cetățenii Republicii Moldova. O protecție socială eficientă, o pensie minimă de 1300 de lei, o infrastructură modernă, reforme economice și crearea 100.000 de locuri de muncă. Acum Moldova merge înainte. Alăturați-vă nouă să construim împreună o Moldova fără sărăcie. Moldova fără Voronin, Moldova fără comuniști.